putem construi lucruri uriașe în spațiu. Ei bine, poate nu chiar atât de mari încă, dar am umplut orbita inferioară a Pământului cu vreo 5.000 de sateliți, dintre care unii mai funcționează încă, iar alții nu. Cum ar fi dacă am putea construi un satelit mai mare și mai strălucitor pentru a-l poziționa în orbita inferioară a Pământului? Un obiect care ar reflecta atâta lumină solară încât nu ar mai trebui să aprindem lumina niciodată. Vorbesc despre o lună artificială. Oare cât de mare am putea să o construim și de ce nu ar fi o idee bună să începem acest proiect de construcție spațială? Iată ce s-ar întâmpla dacă am crea o lună artificială. Cel mai mare satelit pe care l-am pus în orbită este stația spațială internațională lung de mărimea unui stadion de fotbal. L-am asamblat pe piese în câteva lansări, iar acum se rotește în jurul Pământului la peste 400 de kilometri deasupra noastră. Cum am lansat o lună artificială care ar fi de 10 ori mai mare decât atât și cum am poziționat-o deasupra suprafeței Pământului? Majoritatea sateliților din orbita joasă a Pământului operează puțin deasupra stației spațiale internaționale. Unii dintre ei sunt parcați în orbita geostaționară la 35.000 de kilometri deasupra ecuatorului. Luna adevărată se rotește în jurul nostru la o distanță de 380.000 de kilometri. Totuși, nu ar trebui să punem luna artificială atât de departe, ci amplasa-o undeva între Pământ și stația spațială internațională. Ar trebui să ne asigurăm că menține o viteză de aproximativ 24.400 de km pe oră pentru a nu cădea pe Pământ. Suprafața acesteia ar fi acoperită de un material puternic reflectorizant, așa încât să transmită lumina soarelui înspre noi. Apoi, tot ce mai avem de făcut este să stingem luminile și să ne bucurăm de cele mai strălucitoare nopți pe tot parcursul anului. S-ar putea să trebuiască să ne bazăm pe companii private în ceea ce privește preluarea stației spațiale odată ce guvernul oprește finanțarea acesteia în 2024. Totuși, de ce am avea nevoie de stația spațială internațională? Ei bine, să ne menținem noua lună în spațiu, desigur. Nu putem să lansăm deasupra capului o bucată uriașă de metal pur și simplu. Dacă nu îți place să dormi cu lumina aprinsă, atunci ar trebui să-ți faci rost de niște jaluzele închise pentru dormitor. Păcat că animalele nu au opțiunea asta. Această nouă lună ar însemna haos pentru creaturile nocturne care se bazează pe lumina lunii pentru a se împerechea, vâna și naviga. Prea multă lumină pe timpul nopții ar putea de asemenea să aibă un efect asupra corpului tău, conducând la obezitate și o șansă mai mare la boli cardiovasculare, diabet sau depresie. Luna artificială ar obtura priveliștea cerului natural. Marile telescoape situate la sol nu ar putea captura imagini ale adâncimii spațiului. Ar putea însemna renunțarea la visurile noastre de a merge pe stele îndepărtate, rămânând pentru totdeauna prizonieri ai Pământului. Deci, gândește-te puțin, chiar îți dorești această lună artificială? Ei bine, mai așteaptă! Unele surse au raportat că inginerii chinezi lucrează deja la asta. Luna lor nu este doar de 10 ori mai mare, ci de 80 de ori mai mare decât stația spațială internațională. Ar străluci de 8 ori mai puternic decât luna noastră și ar însemna economisirea a 173 de milioane de dolari pe an în cheltuieli electrice. Totuși, încă nu am văzut planuri sau dezvoltarea unei strategii. Așa că nu te întrista prea tare dacă această lună artificială nu își face apariția pe cer prea curând. Ne putem bucura însă de frumoasa noastră lună naturală pe care o putem coloniza și apoi folosi drept aeroport pentru viitoarele călătorii spațiale. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!